Modulul de implantologie basic este foarte interesant, sunt practic două zile, una este de chirurgie, una este de protetică pe implante. Cum să faci să poziționezi un implant în os și, aici este partea frumoasă, să reușești să conformezi gingia. E o discuție extrem de interesantă, a fost o conformare post-extracțională, un implant poziționat la 3 luni de la extracție, o conformare gingivală inclusiv post-poziționare implantului, conformare gingivală cu acest canin, observați, care este cimentat adeziv aici de premolar, și asta e la o săptămână când am scos firele, și după aceea să poți să obții un aspect gingival de acest tip, o conformare gingivală atât de bună, cum să amprenteze această structură gingivală ca să n-o pierzi, nu? În momentul în care vrei să faci restaurarea definitivă, în așa fel încât, foarte interesantă modalitate de amprentare, în așa fel încât la final, iată, asta este aspectul bontului hibrid, vedeți că s-a început preparația și pe alte bonturi, ca la final să ai un aspect de acest tip în care festonul gingival să nu trădeze prezența unui implant care era exclusiv în dreptul caninului în cazul nostru. Sigur că toate aceste lucruri se realizează printr-o explicare foarte clară, o filmare foarte exactă a ceea ce se face pe model în timpul cursului, astea sunt imagini de la partea de chirurgie, se lucrează cu implante reale, ele sunt poziționate în modele care imită foarte bine osul D2. Filmarea este extrem de precisă, de exactă, pentru a fi înțelese clar toate noțiunile. Și sigur că trebuie explicate toate aceste componente protetice. Asta este un mount, dar el poate să fie și transfer pentru lingură închisă, deschisă, poate să fie prin preparare și bond protetic. Foarte interesant cum faci niște provizorii pe implante, la fel cu Luxatem, cu Luxacrown, ca și pe dinții naturali. Toate aceste lucruri care par incredibile, dar care sunt extrem de simplu de realizat, odată ce înțelegi avantajele sistemelor moderne, pentru că sunt multe implante care oferă, multe tipuri de implante care oferă astfel de posibilități. Aici observați foarte frumos cum colegul meu, Bogdan Iordache, cel care explică partea de chirurgie, arată foarte frumos ce înseamnă poziția corectă a unui implant, shifted platform lateral și vertical. Mulți știu doar de cel lateral, el așa a fost descris clasic, dar există acest concept și pe vertical, foarte interesant. Sigur că toate lucrurile sunt prezentate cu lux de amănunt, ați văzut acolo cum se realiza sutur, nu? Sutura simplă, cineva o să spune foarte simplu, da, e foarte simplu, dar e bine să nu lași nimic la voia întâmplării. Și în a doua zi este partea de protetică, sigur că discutăm despre toate componentele, există și un film foarte frumos, care poate fi vizualizat pe SiHow, dar pe care îl vom vedea împreună la acest curs de implantologie basic, în care luăm pur și simplu la mână fiecare piesă, fiecare șurubel, fiecare, ca să vedem noi ce reprezintă. Filmare, vă dați seama, la microscop, pentru a observa ceea ce cu ochiul liber nu putem vedea. Asta, de exemplu, este un bond foarte interesant de transfer, la care se mobilizează și hexul, foarte interesant. Cei care odată au luat o amprentă pe două implante și-au dat seama cât este de greu să îndepărtezi amprenta de pe câmp, tocmai datorită faptului că implantele fiind disparalele și extragerea acestor două hexuri din implante disparalele era extrem de dificilă, dar dacă hexul este amovibil, practic viața ți se schimbă. Nu e nevoie să ai cunoștințe prealabile de implantologie, de este implantologie basic. Cei care știu însă vor vedea imediat avantajul, iar cei care nu știu vor avea avantajul că nu mai trebuie să știe. Intră direct cu ce e mai bun. Alături de toate aceste lucruri, așa cum spuneam, implantul nou care a apărut acum, aici vedeți o imagine cu o lucrare veche, aici a fost o scheletată, vedeți fosta culisă, făcută acum 17 ani, cred, da, când s-a făcut fotografia. Erau 17 ani de când s-au făcut aceste lucrări și observați cum ăsta este un implant clasic, iar ăsta este un implant nou. De ce? Pentru că a trebuit să realizez o lucrare înșurubată pe două implante și atunci am ales să folosesc unul clasic pentru că era cel mai mic pe care l-aveam atunci la dispoziție. Implantele astea nu apăruseră încă la 3,5 cum sunt acum. Și în spate este un astfel de implant despre care vă spuneam, acel implant nou, unic MUA, adică unic multi-unit abutment, care îmi permite să realizez restaurări înșurubate. Asta este unic MUA. Este o invenție românească pe care italienii au preluat-o foarte repede, le-a plăcut foarte mult ce le-am spus și
au elaborat foarte bine acest sistem de închidere, l-au realizat foarte, foarte corect. E adevărat, nu de prima dată, a trebuit să le mai tocăm puțin cu ei planurile, dar un implant care schimbă practic istoria implantologiei, mai ales pentru faptul că în această zonă are 3,4 cu 10, da? Și practic conexiunea aceasta pe care eu o numesc conextern, conexiune care permite practic realizarea de restaurări exclusiv înșurubate, fie că este vorba de coroane solo sau de punți, având acest hexagon la bază, poate fi folosit și rotațional și antirotațional, da? Sunt astfel de detalii pe care sigur o să le discutăm în amănunt acolo. Cineva, sigur, poate să întrebe, nu vă supărați, dar ăsta dacă este pentru all on 6, all on 4, uite-l înclinat la 35 de grade. Nu, nu, avem și la 17 grade, cu și la 0 grade, nu asta e problema. Dar dacă este pentru înșurubate, pentru lucrări mai mari, nu trebuia să-l discutăm la partea de all on 6, all on 4, adică la M6. Nu. Și acum răspunsul meu simplu este nu, pentru că eu cel puțin am trecut la acest tip de implant ca implant basic. Toate implanturile pe care le pun de tipul ăsta, pentru că mă ajută extrem de mult. Sunt mult mai simplu de folosit, incomparabil mai simplu, mai predictibil, mai versatile. Da. De ce să mă mai chinui cu varianta veche când o am pe asta nouă la dispoziție? E adevărat, ceva mai scumpă, un 50 de euro în plus, dar să-mi fie cu iertare, avantajele pe care mi le oferă sunt colosale. Și atunci, din punctul meu de vedere, cred că este onest din partea mea și preferabil să anunț existența acestui tip de implante de la bun început. Sigur, când trecem la partea aia avansată, îți dai seama că fără el e una și cu el practic se schimbă lumea.